Deci, salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou videoclip de pe canal. În videoclipul de astăzi o să vă arăt cum să vă schimbați e-mailul de la Supercell ID. Ați auzit bine, cum să vă schimbați e-mailul de la Supercell ID. Asta chiar merge, funcționează, de fapt nu că funcționează, merge, este complet adevărat, real. Și da, cer scuze că s-a auzit acel sunet de pasăre sau habar, o doar că am geamul deschis, că este chiar foarte cald. Dar da, nu mă interesează asta, dar înainte să vă arăt ce trebuie să faceți, vreau... Și eu da, am uitat să vă spun, vă trebuie și un e-mail nou făcut, adică să-l aveți deja făcut. Cam asta mai am vrut să mai spun și acum să trecem la tutorial. Va trebui să intrați aici la setări, să dați la settings, să dați la help and support. Am intrat la Help and Support. Acum va trebui să dăm la account, la cont, mai bine să așa pe românește. Ok, și va trebui să dăm aici unde scrie Sam Ellis is playing my account. Tradus în român înseamnă cineva se joacă pe contul meu sau mai bine zis cineva joacă pe contul meu. Va trebui să dăm aici. Așa, și va trebui să dăm contact us. Message us. Și da, s-a trimis deja un mesaj către suport. S-a scris hero și noi va trebui să alegem aici pe Supercell ID. Supercell ID. Acum va trebui să dăm aici pe 888 Supercell ID. Sper că am zis bine, dar cred că n-am zis bine deloc. Va trebui să dăm pe asta. Și acum va trebui să dăm pe disconnect this account. Cam acest... lucru ca să schimbăm e-mailul va dura câteva ore bune. Deci mesajele se vor trimite destul de greu și da. Ok, hai Carl, trimite și mai repede comentariul ăla, mesajul ăla, hai mai repede. Ok, acum va trebui să scriem următorul lucru. Stați un pic ca să scriu și apoi o să vă traduc și în română ce înseamnă. Ok, am revenit și am scris asta aici. Ok, am pus care o arătare, dar să vă vorbesc. Tot aici ce am scris eu, o să vă traduc în română. Este în felul următor. Vreau să schimb adresa de la Supercell ID. E-mailul de la Supercell ID, am zis. Mă puteți ajuta? Mulțumesc! Și fix așa cum am scris eu acest mesaj, așa va trebui să-l scrieți și dumneavoastră și să-l primiți. Acum va trimite botul Carl un mesaj, ok. Și după acest mesaj o să ne ia un ajutor, de fapt un om adevărat, o să ne pună câteva întrebări despre cont și noi va trebui să răspundem la acele întrebări și o să trească să... Da, mă rog, nu mai spun, aștept să primesc acel mesaj de la suport și o să revin. După o jumătate de oră am primit și noi aceste două mesaje noi de la suport, care în felul următor ne zice Carl că este pregătit ca să ne schimbe adresa de e-mail și ne-a scris aici și un exemplu. Se vede aici jos. Opa. Că da, este pregătit și ne-a dat un exemplu de adresă. email@example.com. Doar că noi va trebui să introducem adresa noastră de e-mail nouă de două ori aici. O să te las să scriem. O să vă arăt cum trebuie să faceți. Revin după ce fac o adresă de e-mail. Am terminat cu acea conversație cu Carl. Ne-a zis că totul este în regulă, s-a verificat totul, acum s-a schimbat e-mailul, este băgat pe cel nou. De fapt, o să vă las aici un screenshot pe ecran cu ce mai a rămas acolo, am băgat e-mailul de două ori. Dacă mai bine, dacă am făcut screenshot la acel moment, o să pun aici pe ecran. Dar din păcate m-a scos după cont ca să pot băga acum cu un e-mail. Da, revin după ce bag nou bine. În acest moment vom intra pe noul cont cu noul e-mail. 380 9. Opa, nu merge codul. Mai uităm cu dată. Se pare că m-am greșit eu. Codul era 380
9-1-7. Sper că de data stai bine. Nici de data stai bine. Ok, deja e cașul. Ia să vedem acum e bine. 380. 1-9-7. Gata, este bine. Sper că nu ești doamne. Și gata. Dăm la special ID. Și gata, s-a schimbat e-mailul. Îi dăm continue. Continue. No. Așa și... Mamă, dar câte nu știu. Și gata. Mamă, câte cam acesta a fost videoclipul, un videoclip chiar foarte plin de notificări și chiar nu o să fie atât de plin de notificări. Eu am fost Daniel, la revedere!